Vlogmas, nu am mai filmat aici, dar având în vedere că este un videoclip de produse terminate și că sunt foarte multe, întotdeauna mă chinuiam la birou să filmez și nu aveam pe unde să le pun, având și lucruri multe pe birou. Vedeați de fapt de câte ori mă plecam și mă chinuiam, așadar mai bine aici, în mijlocul livingului, pe covor. Știu că prin Vlogmas, când începusem eu să filmez de pe aici, pentru că aveam bradul în spate, acolo unde acum sunt lumânărele parfumate, vă plăcea cadrul. Așadar, sper să nu vă deranjeze, știind că sunteți obișnuiți cu cadrul din locul în care filmez de obicei. Fără să mai lungesc eu pălăvrăgeala am caracteristică, haideți să începem, pentru că avem așa, odată aici o plasă plină, mai avem produse pe lângă, care nu au încăput, și mai am și în săculețul ăsta de gunoi o grămadă de produse și am și un sac gol. Așadar, să procedem la treabă. Chiar astăzi am terminat un balsam de la Lenor, care mi-a plăcut foarte, foarte mult, fiind o aromă vanilată, Vanilla Orchid and Golden Amber, prospețime de vanilie și chihlimbar. Chiar mi-a plăcut foarte, foarte mult și eu am de gând să-l recumpăr, pentru că miroase a un parfum, nu știu să vă spun a ce parfum, cred că seamănă cu ceva de la Zara, Vanilla, nu știu cum se numește acela, dar duce înspre. Și îmi place mult că rămân parfumate rufele și după ce se usucă, iar când speli, așa emană un miros în momentul în care scoți rufele de pe sârmă. Când pui rufele pe sârmă și le scoți din mașina de spălat, nu când le scoți de pe sârmă, pentru că știți că eu usuc rufele în mod tradițional pe uscătorul de rufe la balcon. Pe aceleași note vanilate, aproape se termină, o să-l mai folosesc în această seară, acest parfum de la Yves Rocher, My Shiny Vanilla, pe care l-ați văzut voi în videoclipul parfumuri de mers la somn. Băi, fetelor, deci în ultimul timp nu a existat, stați că mă caută ceasul, glumesc, nu a existat videoclip în care să nu mă bâlbâi sau să nu fac eu o combinație de cuvinte, pentru că vreau să spun multe lucruri, de aceea vă rog politicos să mă iertați că ajung să și aberez. Vă spuneam de My Shiny Vanilla de la Yves Rocher, pe care l-ați văzut prezentat în videoclipul Parfumuri de mers la somn și chiar exclusiv pentru asta l-am folosit. Îmi dă o senzație de acasă, de cozy, de sărbătoare, pentru că este din colecția de Crăciun, dar eu l-am folosit chiar până acum în martie, fără probleme. Astăzi mai am să-l folosesc și miroase a vanilie pură, a esență de vanilie. Cum miroase esența de vanilie, așa miroase și parfumul acesta. Nu știu dacă îl mai găsiți. Știu că mi-ați lăsat voi în comentarii la un moment dat că îl căutați și că nu l-ați mai găsit. Cred că este din colecția de Crăciun 2022 de la Yves Rocher. O să-l las aici deoparte pe ăsta pentru că o să-l mai folosesc astăzi. Hai să vedem ce avem cu punguța aceasta de gunoi, că n-am mai avut loc. Sare de baie de la Nala cu trandafir și vanilie. Vedeți că la noi regăsiți multă, multă vanilie. Soțului îi place foarte, foarte mult sarea asta de baie de la Nala și mie îmi place mult, dar lui îi place cu atât mai mult cum miroase și senzația de sare de baie e super relaxantă. Un aromatizator de la Eiffel cu pepene galben, tot printre preferatele soțului se regăsește. Acum avem în spate, cred că îl vedeți voi acolo în cadru pe undeva, stați așa să punem, pe acolo prin cadru. Îl avem pe cel pe bază de cafea, o să vedeți că am păstrat cutia, de fapt e aici. Am păstrat cutia să vă arăt pentru că o să-l arunc direct, nu o să-l mai păstrez în momentul în care se termină, mai are foarte puțin. Acesta este mult, mult îmi place, mai mult decât ăsta cu pepene galben. Mie nu-mi place pepenele galben, nu mănânc pepene galben, însă mirosul lui îmi place uneori. Soțului îi place mult pepenele galben, din aceste considerente îi place și aromatizatorul ăsta, care miroase destul de natural, așa, pepene galben, așa cum miroase și acesta cu cafea, de care știu de la mama și efectiv umple toată casa, într-adevăr. Mi se părea mie că miroase doar în zona în care este el, dar la un moment dat a venit cineva la noi și m-a întrebat ce miroase în casă, cu ce ai dat, că se simțea de la ușă. Atunci mi-am dat seama că m-am obișnuit eu cu mirosul și din cauza asta nu îl mai simt. Dar da, nouă ne plac aromatizatoarele de la Eiffel.
tot pe partea de aromatizator pentru casă. Îl avem pe acesta de la Sabon. Am păstrat cutia să vă arăt că este superbă. El mai are puțin, dar de asemenea când se va termina de tot o să-l arunc, dar am spus să vă arăt cutia. Ar fi trebuit să o păstrez, dar nu mai vreau să mă umplu de cutii, nu mai vreau să țin lucruri care îmi prisosesc efectiv, pentru că nu o să mai am loc în casă de lucruri în curând. Nu stăm într-o vilă cu piscină și nu am loc, nu vreau să mă copleșească lucrurile. Acesta este de la Sabon cu lavandă, măr și ceva fructat. În fine, vedeți că scrie aici exact. Să știți că dacă auziți ceva afară a început să plouă, iar mie îmi place minunat. Îmi place mult de tot, mi se pare minunat. Îmi place minunat. Da, cred că ar fi trebuit să opresc videoclipul aici și să continui altă dată, în momentul în care mi se conectează și mie gura cu creierul și reușesc să fiu cât de cât relevantă și să am un discurs coerent, astfel încât să nu vă fac cu capul. Dar acum o să o lăsăm așa, sper să nu vă fac cu capul, dar sunt și după o zi la birou în care am vorbit mult și nu mai ies cuvintele cu fluență pe gură. Nu mai face conexiunea gura cu neuronii, practic. Da, îmi place și acesta. Este un pic mai scumpicel față de cel de la Eiffel, dar e așa o experiență, toată treaba cu sabonul, știți că am eu o slăbiciune. O soluție de curățare pentru baie de la Lidl, pe care o tot cumpărăm și recumpărăm de 100 de ori, mi se pare foarte accesibilă, este 10 lei, ține destul de mult, are un litru, curăță foarte bine. De ce să dăm banii pe toate brandurile pământului când și astea fac fix același lucru? Am terminat și un parfum. Este vorba despre Elania de la Emir, de pe Dubai Collection. Sticluța superbă, dar nu știu dacă vă așteptați, însă nu o voi păstra. Nu mai vreau să păstrez, nu mai vreau să fac colecții de recipiente goale în vreo formă. Poate cine știe cum vreun parfum extraordinar de special, cu o sticluță foarte specială, atunci să o păstrez, dar așa nu mai am de gând să le păstrez, pentru că, repet, nu vreau să mă copleșească lucrurile, nu vreau să pună lucrurile stăpânire pe mine, ci eu să pun stăpânire pe lucruri. Dă-le încolo că le facem noi în continuare. Foarte mult mi-a plăcut parfumul acesta, nu a existat dată în care să nu îl port și să nu fiu întrebată ce port, ce parfum este ăsta, spune-ne repede. Este un dupe după Delina de la Maison, de la Parfum de Marly, era să zic de la Maison Margiela, nu, e de la Parfum de Marly, Delina. Am testat Delina în Obsentum, e 85% Delina, cu o notă puțin arăbească acesta, puțin mai mult arăbească, dar nu aia chimică deranjantă, ci nota aceea pregnantă, proeminentă, de hei, am intrat, sunt eu aici, faceți loc, ceva de genul acesta. Dacă nu vă place trandafirul, nu o să vă placă nici parfumul ăsta, nu o să vă placă nici Delina de la Parfum de Marly. Dar Parfum de Marly este un parfum de nișă care costă, nu știu, în jur de 2000 de lei parcă, iar acesta este vreo 150 până în 200 de lei pe Dubai Collection. Așadar, aveți și cod de reducere în descriere, pentru că eu mai am colaborări cu ei și ați văzut că vă mai aduc în atenție parfumuri de la ei. Am și cumpărat, am și colaborat cu ei, sunt pe partea de inspirații și de dupuri, sunt cam principala sursă de unde mă achiziționez parfumurile, repet, inspirațiile, nu clone sub nicio formă, sunt parfumuri inspirate după alte parfumuri, nu au pretenția de clonă. Clonă pentru mine este parfumul care replică unul la unul chipurile. Parfumul original, asta înseamnă că clona aia e un soi de fake, mai ales dacă o vinde și la ca și cum ar fi parfumul original. Sunt multe astfel de site-uri, dar Dubai Collection nu face parte din categoria asta, întotdeauna menționează că sunt parfumuri inspirate de X parfum. Din aceste considerente sunt principala mea sursă pe partea de parfumuri inspirație. Da, mult, mult de tot mi-a plăcut parfumul acesta și cu siguranță îl voi recumpăra la un moment dat. Hai să trecem la pungoiul acesta mare. Mai avem o soluție de curățare de la Lidl din gama V5. Nu mai are rost să vă zic nimic despre ea. Ce mai avem aici? Un detergent, tot Lidl. Acesta pentru rufe albe, dar eu l-am folosit și la colorate. V-am mai spus eu povestea cu detergenții, cu brandurile, cu supermarketurile, cu prețurile adesea extraordinar de impertinente, să le spunem așa.
mie nu mi se pare că face cu nimic mai prejos față de Ariel, față de Pervol, față... Nu mi se pare mie personal, scuzați-mă acum ignoranța, poate vorbesc aiurea, dar de ce să dau 40-50 de lei pe un detergent la 2 litri pentru că acolo a ajuns nebunia cu prețurile, când pot să dau eu 20-21 de lei pe acesta de la Lidl, care are 2,2 litri și face fix, dar fix aceeași treabă. Mie nu-mi gâdilă cu nimic orgoliu că spăl cu Ariel sau că spăl cu Maxitrat de la Lidl, sub nicio formă. Cocolino, care nu mi-a plăcut deloc, mi s-a părut apă de ploaie, efectiv, așa cum mi s-a părut și balsamul acela de la Iumoș, pe care l-am luat din Istanbul, nimic n-a făcut, absolut nimic, nu mi-a plăcut absolut deloc, nu parfuma rufele, nu nimic. Ăsta le mai parfumează, acesta de la Cocolino, însă nu persistă deloc parfumul pe rufe sau o-i fi făcut eu ceva greșit. Nu vreau să demonizez balsamul de rufe, dar nu mi-a plăcut mie. Avem aici un deodorant de la Straight Game, soțul l-a terminat, mie îmi plac deodorantele astea de la Straight, cum miros așa masculin, bărbătesc, îmi place mirosul. Un balsam de rufe de la Sevi, din gama Sensation, cu floare de tiară și căpșuni, zmeură, se numără printre balsamurile mele de rufe preferate, acesta de la Sevi, și a fost în Oșan la un moment dat cu 10 lei 99 sau 10 lei. Mi-am făcut cruce când am văzut, am spus nu se poate așa ceva și cred că atunci l-am luat, deși trebuia să-mi fac stoc și să iau vreo două. Dar lasă că mai testez. Nu-mi place să mă închid într-un singur miros, îmi place să tot testez și să tot cumpăr. De la DM, l-ați văzut în holul DM și ne-a plăcut, însă a ținut foarte, foarte puțin. L-am folosit doar pentru balcon și mi s-a părut că a ținut foarte, foarte puțin. Zici că a fost gol. Mirosea fresh așa, dar foarte puțin a ținut. Tot Lidl, nu Lidl, tot DM, DM. Șervețele pentru parchet din gama lor proprie mi-au plăcut, să știți. Știți de ce mi-au plăcut? Că în alte videoclipuri de Empties poate ați văzut că vă spun că nu mi-au plăcut. Nu sunt atât de împibate ca cele de la Swiffer, însă să știți că din cauza și nu datorită obsesiei mele cu ceea ce înseamnă curățenie și lustruit și șters parchet și toate cele, soțul m-a cam certat că am cam umflat parchetul. Și încerc să nu mai lustruiesc așa de tare parchetul, adică să nu-l mai șterg chiar. Aveam o perioadă în care vă recunosc cinstit că îl ștergeam în fiecare zi, știu, obsesie. După care am renunțat și am spus nu, gata, oricum dă roboțelul, oricum aspiră în fiecare zi, așadar nu are ce mizerie să se facă și mi-am setat eu mintea să dau la 3 zile cu mopul, dar l-am cam umflat. Și acum vreau să măresc perioada, pentru că la noi nu apucă să se facă mizerie, având în vedere că aspiră roboțelul, îl repet zilnic. Aș vrea să dau o dată pe săptămână un mop serios, iar printre picături, în momentul în care am eu piticei pe creieraș, să dau cu șervețele dintre acestea pentru parchet, care sunt îmbibate cu soluție de parchet sau de praf mai exact. Bine, sunt îmbibate în ideea în care le simt mirosul și văd că sunt umede, dar nu sunt ude. Astfel încât în momentul în care vin eu și dau pe parchet, nu rămâne stratul acela ud. Astfel încât să se umfle, pentru că m-a avertizat soțul că dacă continui așa, în vreun an trebuie să schimbăm parchetul, ceea ce nu-mi doresc sub nicio formă. Lasă-l așa umflat cum este el, îl văd doar eu, știu doar eu de el că este umflat, dar nu vreau să demolez toată casa. Vreau să facem și alte lucruri cu banii noștri și cu viața noastră decât să investim toți banii în casă. Pentru că am conștientizat până la vârsta asta a mea de 33 de ani, știți că înțelepciunea vine cu vârsta, că viața nu stă doar în lucruri. Și că dacă există o zgârietură pe perete sau parchetul puțin umflat sau s-a stricat nu știu ce, hai să nu aruncăm la gunoi și să începem să renovăm, pentru că viața constă și în alte lucruri. Poate vrei să-ți cumperi ceva, poate vrei să te plimbi, poate vrei să faci altceva cu bănișorii ai tăi și, într-adevăr, noi trăim într-o societate în care ne este mai ușor să aruncăm decât să reparăm. Așadar, eu vreau să repar și să nu arunc, deci nu vreau să schimb parchetul.
Așadar o să mă abțin și o să încerc să folosesc astfel de șervețele mai puțin îmbibate, iar cu Swiferul o să dau la baie, o să curăț baia cu Swiferul, că dacă mai curăț parchetul cu Swiferul, nu-i de bine. Migdale, învelite în cremă de caramel, glazurate cu ciocolată, cu caramel, astea de la Lidl mi-au plăcut teribil de mult, foarte, foarte, foarte mult, dar nu le mai găsesc. Evident că atunci când îți place ceva și este pe internet, e mare hype cu el, nu mai găsești. Tot pe partea de mâncare, treaba asta de la Lidl, coconut macarons, a fost ceva în săptămâna, nu știu ce săptămână, dar erau niște prăjiturele care aveau gust de Bounty, dar fără ciocolată. Absolut delicioase! Ce mai avem aici? Nala, gel de duș cu chiparos. Ăsta a fost masculin, dar l-am folosit și eu, l-a folosit și soțul, evident. Uite că mai are un stropișor aici, dar cred că este mai mult apă. Este în gama de bărbați de la Nala. Au lemn de cedru și chiparos ca arome pentru bărbați, deși și domnii se pot spăla fără nicio problemă, cred eu, și cu flori de primăvară, și cu tei, și cu căpșune, și cu... Eu nu văd o problemă în asta, nu te face mai puțin bărbat dacă te speli cu gel de duș floral acum. Cred că în alte elemente constă masculinitatea și bărbăția și ferocitatea și ce mai vor domnii să scoată în evidență, nu în gelul de duș. Dar da, a avut un miros fain. Ce mai avem? Cred că trebuie să fac două pungi. Deci una este deja plină, să știți. Cât gunoi pot să produc eu? Nu-mi vine să cred așa ceva. De la Ducre am folosit și încă folosesc șamponul, mai am așa un strop, dar am păstrat cutia. Șamponul acesta, tratament pentru descoamări severe ale scalpului. Nu-mi place foarte tare, să știți. Acesta este. Îmi place că face spumă, îmi place că nu usucă părul așa cum îl usucă cel de la ACM, mi se face sârmă în cap, câlț mi se face părul, dar acela parcă a curățat mai bine la început, după care s-a obișnuit scalpul cu el și n-a mai făcut treabă bună nici acela. Acesta, Chelual DC, văd că se numește, nu pot să zic nici că mi-a răutățit, nici că mi-a îmbunătățit situația. Poate mi-a ameliorat-o puțin, puțin, deși pe zonele astea de la tâmple, mi se pare că tot mă confrunt cu descoamări destul de pronunțate ale scalpului. Mi-a ameliorat totuși puțin, să nu vorbesc aiurea, dar nu a făcut minune așa cum a făcut cel de la ACM, până într-un punct în care nu a mai fost bun deloc. Voi continua cu el să vedem ce și cum, iar după ce se termină voi merge pe cel de la Vichy, pe Dercos. Tot soțul a terminat cutiuța asta de rezerve de One Blade. Am păstrat cutiuța pentru că a avut două rezerve, cred, și le-a folosit și le-a aruncat. Îi place One Blade, știu sigur, l-a primit cadou de la părinții mei de ziua lui anul trecut, parcă, și de atunci îl folosește neîncetat. Tot de la Nala, un gel de duș cu boabe picante de tonka, foarte mult ne-a plăcut, l-am recumpărat, l-ați văzut în daily vlogul trecut, este din colecția de Crăciun și miroase a un parfum ambrat, picant, foarte fain mirosul. Tot de mâncare. Alune învelite în ciocolată cu lapte. Acestea mi-au plăcut mai puțin decât migdalele, dar bunicele și acestea, nici dintre acestea nu mai găsim, evident. Încă una de migdale. Eu am păstrat tot ca să vedeți cât de mult mi-au plăcut. Astea sunt vis. Dacă le găsiți, faceți-vă stoc. Luați-vă 5, 10. Luați-vă neapărat pentru că nu le mai găsiți. Foarte, dar foarte bune. De la Iumoș. Sper că zic bine Iumos sau Iumoș. Ia să-mi spuneți voi în comentarii dacă știți. Un parfumant dintre acesta pentru textile pe care l-am luat din Istanbul, dar nu-mi place la fel de mult ca cel de la Sano. Mi se pare că nu se compară nici mirosul, nici persistența. Miroase drăguț, miroase bine, dar nu miroase atât de intens ca cele de la Sano. Le găsiți și la noi, să știți. Apropo de Sano, și varianta aceasta îmi place, Floral Touch, îmi place mult și aceasta. Preferata mea este cea de la tot Sano, cea roz, ceva mask, cred, sau sensitive. Nu, sensitive, cred, mask e diferită, e rozul acela mai deschis. Mie îmi place varianta de roz mai închis la spray-urile acestea pentru
Parfumant și balsam pentru rufe este el. Chipurile, deci puteți să-l dați peste tot. Pe lenjerii, pe draperii, în mașina de spălat, în uscătorul de rufe, pe hainele proaspăt spălate, uscate, în dressing unde doriți și mi se pare foarte intens și foarte persistentă aroma. De la Nespresso, o cutie de... Sper că o vedeți acolo. Sper, da. Da, mie îmi place că arăt produsul, dar fac și eu așa să... Vedeți cutia aici. Avem din gama World Explorations Shanghai Lungo. Este una dintre cele mai lungi cafele de la Nespresso. Este destul de intensă, nu are vreo aromă, cum îmi plac mie, cele cu caramel, cu vanilie, cu migdale, cu biscuiți, acelea sunt preferatele mele. Dar și aceasta este ok, pentru că eu oricum o fac cu lapte vegetal din gama aia barista și iau cu cocos, cu vanilie, cu migdale. Deci am arome acolo. De la Sabon, un scrub din gama Mango Kiwi. Foarte, foarte mult ne plac scraburile de la Sabon și produsele Sabon în general. Îmi place că miroase atât de puternic încât rămâne parfumul pe tine al produsului pe care îl folosești. Atât în ceea ce privește uleiul pentru duș, cât și scrubul pentru corp, cât și loțiunile pentru corp. Sunt cu adevărat o experiență olfactivă produsele Sabon. Oho, dar am terminat destul de multe produse. De la Yankee Candle, din gama de Crăciun, bineînțeles, Candy Cane Forest. Pe asta am luat-o din Half Price când am fost în Vlogmas. Cred că în prima zi de Vlogmas am fost la Half Price. Am fost în AFI atunci, am fost și la Bath & Body Works și la Half Price și pe la toate magazinele astea. Ne-a plăcut mult ceara și încercăm să terminăm tot. Am încercat să terminăm tot ce avem din ediția de Crăciun. Mai avem ceva cu măr și scorțișoară de la Pepco, dar pe acestea de la Yankee Candle le-am terminat. Miroseau mentolat așa, a Crăciun efectiv. Acum nu-și mai au rostul, de asta am încercat să le terminăm. De la Viorica, un gel pentru duș, mirosea foarte, foarte citric. Cred că ar fi fost mai potrivit pentru perioada verii, dar noi l-am terminat acum. Mult ne-a plăcut. Este cu lămâie, eucalipt, mountain pepper și lemon rind. Interesant. Citric, foarte citric a mirosit. Pentru vară ar fi fost perfect, dar noi l-am folosit. De acum. Un ulei pentru duș de la Nala cu vanilie și trandafiri, acesta, pe ăsta l-avem de mult timp deschis și s-a terminat. L-am folosit în momentul în care am folosit lama de ras în duș. Apropo de lama de ras, vineri, în momentul în care o să vedeți voi acest videoclip, o să merg la cea de-a treia ședință de epilare definitivă și n-am cuvinte să spun cât de mult mi-a schimbat viața și cât de rar folosesc lama de ras. Pentru mine este blow mind, este wow. Mi-a ușurat existența 300%, nu 100%. Dacă vă confruntați cu pilozitate pe corp, din nou vă spun, este game changer. Un... gel de curățare de la L'Oreal din gama Revitalift Vitamin C și acid salicilic ne-a plăcut destul de mult, atât mie cât și soțului, pentru că l-am folosit împreună. Toată gama asta de la L'Oreal este faină, curăță frumos tenul, mai ales dacă ai tenul gras și vii și cu celelalte produse, cu SPF-ul, cu serul, chiar e foarte fain, se simte foarte fain tenul. O cremă pentru mâini de la Yves Rocher din gama Monoi Tahiti și acesta tot pentru vară ar fi fost, dar eu am avut-o la birou pe aceasta și am tot folosit-o pentru că lucrând cu hârtii foarte mult mi se fac mâinile de șopârlă. Pentru unghii mai are un strop aici, nu știu dacă vedeți voi acolo, uleiul acesta pentru cuticule de la Cupio, dar s-a rupt, nu mai curge nimic. Îmi plac uleiurile pentru cuticule de la Cupio și din când în când are așa periuța și pur și simplu vie așa pe unghie. Ia uite că mai are un pic, vedeți? Vie așa pe unghie și pe toată unghia eu dau, nu doar în zona cuticulelor, și ți le hidratează astfel încât să nu mai fie atât de uscate. Eu am cuticulele destul de uscate și trebuie să mă îngrijesc și de zona aceasta. De la Yves Rocher, tot un gel de curățare în varianta mini din gama Pure Alg, sper că zic bine. Îmi place și gama aceasta, este foarte, foarte fresh și curăță foarte bine, fără a-ți
lăsa senzația aia de scârție fața, că din câte am înțeles de la cei mai avizați, nu este bine să scârție fața, dar curăță foarte bine, ceea ce ar trebui să facă un gel de curățare. Aoleu, ăsta este, nici nu se mai vede de la ce brand este, dar vă spun eu că este de la Vela Professional din gama Lux Oil. Este elixirul reconstructiv cu keratină, minunat. Cred că l-am de vreo 2 ani, dacă nu și mai bine, și acum s-a terminat. Miroase atât de bine și lasă părul atât de frumos, îl suavizează atât de frumos, parcă îl coafează, lașează de fiecare dată când făceam treaba aia cu buclele fără căldură și încă o fac în continuare. Aplicam acest elixir ca să-mi definească buclele și mi se pare că le și seta într-un fel, le definea, iar mirosul, efectiv, avea impresia că te dai cu parfum în păr. Nu încărca absolut deloc părul, cred că te puteai da și la rădăcină. La rădăcină n-am încercat eu, cam până prin zona asta așa îl foloseam, dar foarte, foarte fain. Nu încarcă deloc părul, îl așează, îl suavizează, miroase minunat. Cu certitudine îl voi recumpăra, dar acum mai am de la Vela Professional ceva în variantă mini, nu din gama asta Elixir Lux Oil, din altă gamă, dar și acelea îmi plac. Când se va termina, când se vor termina acelea, o să-l recumpăr pe ăsta, că e foarte, foarte fain. Tot pentru păr și cu un fir de păr, totodată, de la Moroccan Oil am avut varianta mini a vestitului tratament pentru păr. Să știți că dacă m-ați pune să aleg între Moroccan Oil și Vela Professional, eu aș alege Vela Professional elixirul acesta, deși acesta este mult mai scump decât acesta. Ca să vedeți că nu mă uit la cât costă, dacă e cel mai scump, e și cel mai bun. Nu! Departe de mine gândul ăsta, am descoperit adevărate comori la prețuri super, super accesibile, așadar nu vă ghidați după preț. Este fain și acesta, tratamentul pentru păr de la Moroccan Oil, chiar l-am folosit ieri după baie, nu încarcă părul. De asemenea, parcă îl suavizează, parcă îți fixează buclele și acesta, îți hidratează foarte mult lungimile. În momentul în care foloseam ACM-ul acela, păi trebuia să aplic și Moroccan Oil și Vela Professional ăsta, elixirul. Dar dacă mai pune să aleg acum, clar aș merge către Vela. Iar aici, nu știu ce a curs aici în interior, iar aici, pardon, avem două tratamente pentru unghii pe care nu le-am mai folosit de o veșnicie pentru că știți că îmi fac unghiile cu oje semi-permanentă de la Evelyn, Golden Shine acesta. Și 6 în 1 Keren Color. În momentul în care făceam pauzele, în momentul în care făceam pauzele de oje semi-permanentă, chipurile să mai întărească unghiile, să mai iau eu o pauză, dar n-am mai luat nicio pauză pentru că nu mi se pare că s-au sensibilizat în vreo formă unghiile mele, nici că s-au subțiat, cine știe ce, deci nu le-am mai folosit și s-au cam și întărit, stricat și au schimbat mirosul. Din BBT-ile luasem pe acestea. Și gata, vorbesc de 28 de minute și 3 secunde aici. Deci am vorbit ceva, sper că ați ronțăit ceva, că ați băut ceva cald. Nu v-am spus de la început, dar da, am avut de vorbit. Ca să înțelegeți, avem așa, punga numărul 1 și punga numărul 2 de Empties. Da. Sper că v-a plăcut ce le-a adus în atenție, că v-au plăcut ce le-a adus în atenție în acest videoclip. Dacă aveți vreo întrebare, eu v-aș fi recunoscătoare să mi-o lăsați în comentarii, pentru că vă răspund cu mare drag de fiecare dată. Nu vă mai spun poezia cu like, subscribe, Instagram și toate cele, că nu vreau să vă agasez și știți deja. Așadar, vă spun doar că vă arăt, că vă aștept, nu că vă arăt. Tot videoclipul, absolut tot videoclipul ăsta am aberat, n-am vorbit. Deci vă rog politicos acum în final să mă scuzați. Că v-am făcut cu capul probabil. Așa că o să vă las acum, o să vă scutesc. Până data viitoare, v-am pupat, să ne vedem cu bine, toate cele bune!